Detașamentul de pompieri Vaslui a intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și echipaje specializate pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit într-o locuință din localitatea Făstâci, comuna Cozmești. La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta cu violență. În locuință a fost găsit trupul carbonizat al unui bărbat în vârstă de aproximativ 84 de ani.